Tell me, what you doing now? What do you write? I'm write the table with the score for eat, for the plates that we are eating for a contest. Bine ați venit în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Probabil unul dintre cele mai populare pentru turiști locuri din Moldova. Satul Trebujeni, care înflorește cu multe pensiuni, satul Butuceni, care se bucură și el de foarte multe locuri interesante pentru turiști. Ca să nu mai vorbim de priveleștea asta minunată, care nu îi poate lăsa indiferenți pe cei care au cel puțin un telefon mobil sau și mai și o cameră sofisticată. Am venit și noi aici cu fototripul nostru, cei 12 fotografi, vrând să facă un scurt popas ca să surprindă apusul de soare. De fapt, această seară se va încheia la stațiunea Butuceni, unde sunt sigură că ne vom bucura de cea mai gustoasă mâncare din Moldova și de cea mai extraordinară atmosferă pe care o poți găsi doar și doar la Orheiul Vechi. Cu toate acestea, mi s-a întâmplat să cunosc vara aceasta moldoveni care nu au fost niciodată la Orheiul Vechi. Ei, cum așa, prieteni? Haideți! But we call it koltunash. 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 And bigger. Yes. First of all, koltunash is a local pasta. Yes. And the filling is different to ravioli, and the shape is different to ravioli. Mm-hmm. Normal, their shape is like a triangle. Mm-hmm. But sometimes women are taking the corners and sticking them, so it becomes like a round. Mm-hmm. Inside we fill it with cheese, with cow cheese, with potato, with cabbage, and with sour cherries. Watching now two master classes. This is koltunash, and here, look at this. She's doing a special. Aceea ce fie aici? O plăcintă? Plăcintă. A plăcintă? Ah, plăcintă. Yes, this will be a plăcintă. But sweet. But sweet, yes. It will be our dessert. Thank you.
dentro ci mette formaggio e preadulci pentru noi. Nu să-i împaci pe toți. Puneți așa mie. Puneți împaci așa ca toți să fie mulțumiți. Ok, Victoria. It's like eating a rose. Vedete, sono un po' dei ravioli così a mano, un po' diversi dai nostri. And we are making this. Aneta, come here. Okay. Because don't hide, you cannot hide. So these are roses, but a special type of rose. It's a tomato rose? Yes. And we have huge fields of this rose. They are collected and left with sugar to macerate. And then it becomes a confiture that we are using to make local traditional desserts. Ce gospodinele de la pensiunea Butuceni demonstrează oaspeților noștri cum se gătesc deserturile tradiționale, eu vă invit în paradisul conservelor. Grazie.
un altro pezzichetto, via, e poi nel frattempo si sta scaldando l'acqua, ci vorrà un pochino ma già la vedo che non si ammazza. Abbiamo un coperchio? Buonasera, vedo che si sono aggiunte altre persone. Ok, mettiamo l'uovo dentro, butta dentro, diamo una bella giratona e metto tutto dentro, voilà, in questo modo. It's ostrypek. It's traditional Polish cheese from the mountain side, from Zakopane. Polish wafers, which are called andruty kaliskie. Meat pitne. Now, pitne is what you drink, but yeah, if you want to have a cheese, it's not zdrowie. Bună dimineața! Dima! Mă rog, Dima! Mâncărică e acolo, Dima! Satul Vodoceni foarte, foarte, foarte frumos, foarte frumos amenajat. Se păstrează stilul ăsta rustic și nu se iese din el. Să vezi cum se gătește mâncarea în mod tradițional e un lucru pe care pe străin întotdeauna îi va atrage chestia asta și cred că asta e și motivul pentru care mulți străini din Europa de Vest vin înspre România, spre Moldova, tocmai pentru că noi încă mai avem tradițiile astea și facem lucrurile astea. Simplu fapt că femeile au ieșit și au făcut plăcintele în fața noastră și le-au pus în cuptorul ăla cu jar, chiar îți dă sentimentul ăla că ești la țară și știi că se depune o muncă foarte mare în spatele unei mese de genul ăsta. Placenta, as with placenta would cherish, and I don't remember the words with the cherish. Belzi. And ravioli. I have the opportunity to taste dessert. I'm a very dessert fan, and I
still can remember the taste of the rose marmalade. It was so delicious. It's really like tasting a fresh rose. So sweet. It's you can feel it in your mouth. It's what the most good thing I ever tried. And I also like the sweet placenta with the cherries inside and the rolled croissant. I really love the room. It was simple but magical. Yes, really, really magical. Nu, eu mi-amintesc carbonara. Asta îmi pare că era cel mai interesant eveniment de ieri. Asta cum Roberto facea carbonara, pregătea. Făcut live în Polonia, foarte bine. Deci au spus ceva despre țară, au arătat bucatele și au turnat vodka. Asta e principal. A fost unul dintre cele mai amuzante momente, combinația asta de prezentări, Polonia cu Italia. În satul Butuceni, amatorii de arhitectură veche vor avea ocazia să-și scalde privirile pe frumoasele case autentice păstrate de oamenii care locuiesc aici. În satul Butuceni aveți ocazia pur și simplu pentru o zi să vă deconectați de la internet, de la televizor și să savurați natura și aerul proaspăt. În satul Butuceni și în Orheiul Vechi, de fapt, aveți ocazia să vă reîndrăgostiți de Moldova în cazul în care simțiți că relația voastră cam șchiopătează. Noi, cu întreaga echipă, vă dorim să aveți pasiune pentru a porni într-un itinerar cel puțin la fel de frumos ca al nostru, ca să descoperiți Moldova. Mie îmi spune Nata Albot, mă închin și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți săptămâna viitoare. Vă invit la un nou episod ca să continuăm să ne reîndrăgostim de țara noastră.